Așa s-o lasă. Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la emisiunea Cu Cărțile pe Față. La doar câteva luni după alegeri, situația din Consiliul Local Baia Mare este în atenția cetățenilor dornici să cunoască și să fie implicați în funcționarea acestei entități, cu activitate desfășurată în condiții de transparență discutabilă și cu manifestări de o retorică dusă unor până la limita indecenței, cum am mai vorbit și în alte emisiuni, activitatea Consiliului Local se reduce la o dispută continuă. Ei bine, despre ce se întâmplă astăzi în deliberativul local, dar și situația din partidele care i-au mandatat, stăm de vorbă cu domnul Bogdan Hodorogea, consilier local al Alianței USR Plus. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! În primul rând vreau să vă întreb dacă mai rezistați în Consiliul Local Baia Mare? Și dacă da, de ce? Am fost votați, încercăm să ne ducem mandatul până la capăt. Evident că sunt dispute, atât interne în partide, cât și în Consiliu, după cum bine se vede. Multă lume își dorește liniște. Întotdeauna compar liniștea din politică cu ce își doresc hoții când îți spar casa. Hoții când îți spar casa vor să fie liniște, să nu fie lumini, să nu fie girovare și așa mai departe. Exact aceeași situație. În politică nu e preferabilă liniștea. În politică e preferabil să existe disensiuni, să existe opinii diferite, să existe câmpuri de bătaie, pentru că astea duc la evoluție până la urmă și la a implementa anumite lucruri. Când e prea multă liniște în politică, înseamnă că băieții toți sunt pe mână, s-au înțeles, împart totul și toată lumea fericită, evident, lumea din jurul lor și atât. Cât de mari sunt disputele actuale raportat la primele începuturi ale noului Consiliu Local? Din punctul meu de vedere, acum încet, încet prindem un pic de experiență, vedem cum funcționează lucrurile, vedem cum putem forța anumite hotărâri sau cum putem să impunem anumite hotărâri, să impunem un pic agenda. Din păcate am sesizat că există un grup de interese pe care eu îl denumesc grupul de interese Cătălin Cherecheș, dar nu-i singurul. Mulți se gândesc, domnule, când o să scăpăm de Cătălin o să fie totul eu rost. Eu nu cred că este singurul Nu, din păcate există un grup acolo de interese care e transpartinic. Dar care ce face? Cum ați defini acest grup de interese? Intervine când trebuie, doamna Mica. Exact când trebuie. Adică în viața unui municipiu și în viața unei urbe sunt anumite momente cheie. Să vă dau un exemplu. În momentul în care s-au definit viceprimarii, s-a tras cutunul în picioarele opoziției pe o perioadă de 3-4 ani. De ce? Pentru că e foarte greu ulterior să faci o alianță care să treci proiecte, adică să definești o majoritate, neavând viceprimar. De ce? Pentru că viceprimarii au ajuns la Cătălin Cherecheș, care ulterior a negociat în vederea constituirii unei majorități. Până la urmă, în politică se conduce prin majoritate. Adică, sunt 23 de consilieri, cine reușește să facă o majoritate, poate să treacă anumite proiecte. Acum, bătălia e destul de la limit, adică noi am încercat să ne coagulăm cei din grupurile de opoziție și reușim în momente scurte să trecem anumite proiecte, dar pe lucrurile esențiale se fac presiuni în toate partidele. În PMP, în USR, în PNL, presiuni care vin evident de la grupul de interese și până la urmă reușesc să-și treacă proiectele cu adevărat importante, cum a fost bugetul. Vă dau un exemplu. Da. Noastră proveniți din mediul antreprenorial și aveți o experiență managerială cuantificabilă. În ce măsură considerați că ceea ce se întâmplă astăzi în Consiliul Local Baia Mare răspunde nevoilor și așteptărilor băimărenilor? Cu toții știm că au așteptat să vină alți consilieri locali să se schimbe ceva, dar de fapt s-a schimbat ceva? Punctual, în mică măsură s-a schimbat.
dar într-o măsură mult prea mică. Ca de exemplu a trecut proiectul de hotărâre vizând transparența financiară, dar din păcate încă n-a fost pus bine în practică. Am făcut anumite amendamente, 4 milioane la parcări, 1.800.000 la Pug, 400.000 la extinderea Parc Regina Maria, 500.000 la Parcul Industrial, care ulterior a fost picate, dar ulterior mândria domnului, mândria lor de a nu lăsa să transpună acest mesaj că ei practic nu-și doresc parcă, nu-și doresc parc industrial, nu-și doresc aceste lucruri, i-a făcut să repropună acele amendamente și să le treacă. Lucruri mici s-au schimbat, dar esența stă în buget, în reformarea bugetului. De asta, înainte de a se vota bugetul, am făcut un tur de televiziune. Am discutat cu cu majoritatea consilierilor, liderilor de grup și așa mai departe, în vederea blocării acestui buget, adică să îl picăm, ca să reușim să negociem cu domnul Cătălin Cherecheș pentru a reforma un pic bugetul. Adică ce ne dorea? O reducere de 10-20% din bunuri și servicii, pragmatic, unde sunt 236 de milioane, o sumă uriașă, da? Și o reducere din aparatul de funcționare, din banii care se cheltuie cu funcționarea primăriei și a deconcentratelor. Acei bani să-i luăm și să-i ducem spre investiții, spre ceea ce noi am promis în campaniile electorale, toți politicienii. Că aici nu discutăm de USR, de PNL sau coaliție. Până la urmă, toți avem anumite angajamente și lucrurile astea se pot face prin buget. Ori în momentul în care vine bugetul și 90% din proiecte sunt finanțate cu 1000 de lei la mișto, lucruri care evident că nu se vor face niciodată cu bugetarea respectivă, dă un semnal, adică semnalul lui că nu se fac. Bun. Am cerut suplimentarea, am reușit să forțez, să zic așa, 4 amendamente, dar se poate mult mai mult, adică noi avem nevoie să accelerăm reforma, pentru că restul orașelor, dacă ne uităm la Cluj, dacă ne uităm la Oradea, dacă ne uităm, nu știu, citeam acum Suceava și o termina să-și înlocuiască autobuzele în autobuze electrice, adică ei suntem, efectiv, am rămas foarte mult în urmă. Și asta e realitatea. La salarii, la media salarială suntem pe ultimele locuri. Locuri de muncă? Locuri de muncă prost. Citeam astăzi o știre, cum că la Maramureș nu mai vin să se angajeze băimărenii, maramureșenii noștri, ci vin din alte țări și muncesc aici, pentru că nu sunt domenii noi de activitate și pleacă ai noștri în continuare. Din păcate, ca să devenim competitivi, trebuie investiții. În ce am putea investi în Baia Mare la ora actuală și nu s-a investit? În primul rând, investițiile trebuie să vină de pe bugetele locale, bugetele județean, bugetul primăriei. Primăria Baia Mare are 4-500 de milioane și astea buget, o sumă uriașă, pe care dacă reușește o parte, 10-20%, cât ceream noi în negocieri să mulăm spre investiții, ea creează un impact în toată viața economică locală, plus atragerea de noi investiții. Vă rog să mă credeți că m-a sunat un prieten bun al meu din Coreea și m-a sunat și mi-a spus, vezi că Bogdane, că aici este un târg cu investiții pe Europa de Est și centrală. Te rog frumos să-mi trimiți de la Baia Mare un raport cu un studiu de prefezabilitate care să indice, mă rog, ce resurse avem umane, ce terenuri disponibile, hale și așa mai departe. Mă rog, să mă credeți că nu există. Am sunat la primărie, nu există. O trebuie să mă apuc să constit un raport cu principalii investitori ca să vadă cu cine se pot asocia, cu cine pot să-și desfășoară afacerile. Și am făcut practic un raport. L-am scris cu informațiile care le-am găsit eu, fără să existe aceste informații. La primăria Baia Mare trebuia să existe un birou de pentru investiții care se ocupe de transmiterea acestor date și de, cum să zic, să ne promovăm prin ceea ce avem ca să atragem investitori. Fără investitori e foarte greu să se dezvolte. Dar, mă repet, principalul punct trebuie să înceapă de la bugetul local. Adică reforma să înceapă din cheltuirea banului public. Atât timp cât cheltuirea banului public continuă în aceeași manieră în care a continuat timp de 10 ani, că noi nu
întâmplător am ajuns pe ultimele locuri din țară. Noi am ajuns datorită proastei administrații și proastei gestiuni a banului public din ultimii 10 ani, în care clar că trebuie să schimbăm maniera în care funcționăm. Oare se poate schimba? Cunoscându-vă acum cu colegii? Este foarte greu. S-a muncit mult pentru ca alianța asta de opoziție să reușească să se impună. Din păcate, mulți politicieni merg în politică sau în anumite funcții direcționați de propriul interes, lăsând deoparte interesul public și interesul general. Poate că aici există o componentă. Noi, ca oameni, trebuie să studiem un pic mai bine ofertele electorale înainte de a face votul. Acum băieții cu saci în căruță, unii sunt prin Parlament, alții pozau ca opozanți și ulterior, cum am văzut și la viceprimari, cum am văzut și la buget, au dat-o pe blat, cum spun eu. În ultimii 10 ani, Consiliul Local Bemărean s-a remarcat prin numărul mare de ședințe lunare. Aș vrea să ne spuneți dacă la Oradea, la Cluj sau la, unde să mai dăm exemplu, în alte OAT-uri, tot așa este? Sau este doar o singură ședință ordinară lunară? Acum, în ultima perioadă la noi nu au fost multe ședințe. A fost cam o ședință ordinară pe lună. Nu asta e rău că sunt mai multe ședințe sau nu asta e un criteriu de calitate, ci probabil că ar ajuta să nu fie foarte multe puncte pe ordinea de zi într-o ședință. La ultima au fost 100 fix? Da, 100. În cât timp le-ați dezbătut? Păi a durat vreo 5 ore, 6 ore, dar telespectatorii și cetățenii trebuie să înțeleagă că nu... Un consilier nu își face treaba practic în cele 5-6 ore. Acolo încearcă să aducă argumente, încearcă să poziționeze voturile în viziunea și în direcția pe care și-o asumat-o. În spate sunt mii de pagini de documente care trebuie studiate, adică în momentul în care mergi în consiliu, trebuie să fii bine pregătit. Am pățit, dacă țineți minte, cu Ivan, când Ivan a pus să votăm bugetul cu majorările de taxe și impozite și pe bună dreptate tot orașul s-a revoltat în momentul respectiv. Adică înainte de a intra în plen, consilierii trebuie să se pregătească și vă dați seama când sunt 100 de proiecte și mii de pagini de studiu, e foarte greu să le parcurgi. Și atunci, de ce se fac ședințele așa? Că are logică totul. Se fac 100 de puncte ca să ne scape nouă ceva, ca să omitem ceva, să bage băieții deștepți sau grupul de interese să mai bage o bombă pe undeva, o pastilă. Cam asta e logica. De asta se fac așa lucrurile. Nu e normal. În mod normal ar trebui să fie 20-30 de proiecte, să fie timpul necesar pentru studiu, pentru ca consilierii să ia decizia în cunoștință de cauză. Cei care nu ridică mâna, ca și marionetele. Cum am pățit la buget, da? Adică am propus, domnilor, votați 4 milioane pentru parcări supraetajate, pentru că asta am promis băimărenilor, nu au vrut să voteze un anumit grup, ca să nu, așa, alianță sau cum se numește, coaliția pentru așa, dar când domnul Cătălin Cherecheș a propus exact același amendament, acolo toți au ridicat mâna. Asta nu e politică. Asta nu înseamnă că are mai mare putere domnul Cătălin Cherecheș. De convingere. De convingere. Da. Da. Asta nu e politică. Asta e marionete. Adică nu e în regulă. Trebuie să trecem la un nivel superior, ca și să avem un pic de demnitate, un pic de onoare, un pic de... Nu putem face politică în halul ăsta. Adică, domnule, hai să ridicăm mâna că... Vă dați seama că dacă e un interes personal a unui individ de acolo, băieții ăștia ridică sau lasă mâna, dar aici urmărind interesul. Logic, nu ar trebui să existe interese personale. Păi dar ar trebui să existe interesul pentru comunitate și rezolvarea problemelor comunității. Să fim serioși că interesele personale sunt vizibile din avion. Acum, eu totdeauna am fost un politician asumat și care am spus lucrurilor pe nume. Din cauza asta foarte mulți mă evită sau vorbesc urât sau mă anatemizează, dar
asta nu mă face să-mi schimb stilul. Eu am să recunosc ceea ce văd și am să spun lucrurilor pe nume, pentru că pentru asta am intrat în politică, ca să joc. Eu sunt un politician jucător. Sunt alții care preferă și, din păcate, ce am observat în politică... Jucător, explicați, vă rog, să nu înțeleagă cetățenii jucător că jucați după cum cântă unul sau altul. Jucător în sensul de asumat, adică îmi asum și fac tot ce îi adică consider. Adică doar acolo pentru a face ceva pentru comunitate, dar nu prea puteți, de multe ori. Jucător înseamnă să fii un om activ. Adică joci politic, am înțeles ideea, îți faci treaba din punct de vedere politic. Dar v-am întrebat, ați mers acolo să faceți ceva pentru comunitate și nu reușiți? Acum, cât am reușit, cât n-am reușit, am reușit mult mai mult decât s-au reușit înainte. Dacă mă compar cu ce s-au făcut înainte, cu 4 ani de zile, în 3-4 luni am făcut cât au făcut toată opoziția în cei 4 ani dinainte, am reușit mult mai mult dacă iau un comparativ cu treaba respectivă. Dacă e vis-a-vis de țelurile mele și de modul în care văd eu lucrurile, am reușit mult prea puțin. Adică s-ar putea mult mai mult. Dar nu... Am reușit sau nu am reușit pentru că eu am greșit sau eu am gafat undeva. Nu am reușit pentru că am fost sabotat în permanență de acest grup de interese transpartinic care au vizat inclusiv din PNL, inclusiv din PMP, inclusiv în USR, da? Inclusiv din partidul în care fac parte. Și să știți că și în partidul în care fac parte merge același mesaj pe care îl transmite Cătălin Cherecheș din tribuna de plen. Adică el are anumiți oameni care transmit același mesaj. Acum, nefiind de față, nu vreau să-l acuzăm, dar dacă noastră așa spuneți, așa o fi, nu, n-am fost la ultimele ședințe de Consiliu Local, tocmai din cauza ceea ce se întâmplă și nici nu cred că o să mă duc o bună perioadă în calitate de jurnalist. Dar, revenind la problemele din oraș, deși municipiul are nevoie de investiții serioase în infrastructură și servicii publice de calitate, că ați menționat și de urbi și de alte lucruri, acolo în Consiliul Local se discută și se aprobă studii de fezabilitate. Eu le numesc SF-uri și mulți alții le numesc. Da? Pentru, și de ce nu numim SF-uri? Prescurtat, toți SF-uri sunt. Pentru că după câteva luni devin inutile, deși poate lumea nu știe, aceste studii costă foarte mult și rămân banii cheltuiți, poate dați banii respectivi la diverse firme să se verifice, fiecare să verifice dacă e curios, pe SICAP sau unde mai trebuie. Și atât, rămânem doar la stadiul de studii. De ce? În ultima ședință... Nu e singura primărie care face asta, nu e singurul consiliu local. Este o metodă preferată. Sunt și județe care fac... Sifonarea banului public, să administrații locale și județene. Să spunem lucrurilor pe nume. Se sifonează foarte mulți bani prin studiile de fezabilitate. În practic, pentru că se alocă mulți bani, ele ajung la niște companii de casă care ulterior transferă anumite sume către băieții deștepți. E vorba de milioane de lei? Da, corect. Deci e un mecanism. Miliard de lei vechi. E un mecanism. Da. Să vă dau un exemplu. Studiul de fezabilitate pentru centura orașului Baia Mare costă aproximativ 3 milioane jumate va costa, probabil în final, undeva pe acolo, probabil chiar mai mult. Și se va face? E un singur... Asta am vrut să vă spun, că ar în ultima ședință... Să se facă, dar... Da, interesul e comun, toți vrem să se facă acel proiect. În ultima ședință de plen a Consiliului Local a fost invitat inclusiv Ionel Bogdan și inclusiv domnul Duruș. În ultima ședință am întrebat exact acest aspect. Domnilor, există, domnul Ionel Bogdan, există finanțare pentru, există promisiuni certe? Păi există, că nu știu, că lucrurile în loc să mi se răspundă punctual, da, domnul Hodorogea, avem promisiuni de la minister, de acolo, de... Poate că nu există pe hârtie, că, mă rog, dar avem promisiuni certe și eu garantez că acest proiect va fi făcut. Nu! S-a trecut la atac politică. Doamne, câte proiecte de mare infrastructură ai făcut și chestiuni de genul ăsta. Evident, când se trece la atac politic, există suspiciuni. Calitatea mea de consilier local mă obligă să întreb, domnilor, aveți finanțare? Păi ei trec în finanțare, credit... Studiul s-a făcut, după aceea proiectul nu se mai face, dar banii au plecat. Și asta am și spus. Aș prefera să nu rămânem cu SF-ul respectiv în biblioteca primăriei Baia Mare. Aș prefera să-l punem în practică. E un interes comun. În contextul în care, vedem ce este pe drumurile din Baia Mare, la ieșirile din oraș, la ore de vârf, abia poți circula.
Din păcate, din păcate, referindu-ne la această șosea de centură. E clar că e nevoie de centură. E clar că lucrurile trebuie forțate. Deși există o procedură standard, adică CNI, mă rog, unde se depune proiectul, ulterior se obține finanțare, intră într-o strategie și se finanțează. Se merge prin credit, finanțare prin credit, dar practic Baia Mare și județul nu putem susține real acel credit. Adică e deosebit de greu, e aproape imposibil, pentru că e o lucrare extrem de scumpă. Deocamdată se spune, hai să facem totuși SF-ul ca să avansăm niște pași și ulterior să sperăm că vom găsi bunăvoință să se finanțeze. Dacă nu se finanțează, evident va fi o gaură uriașă pentru Baia Mare. Eu sper că cei care au promovat proiectul respectiv în maniera asta să își asume atât politic cât public succesul sau insuccesul. Că dacă e un succes, evident că va fi și meritul lor. Și trebuie să îi apreciem. Dacă nu, va trebui să-i tragem la răspundere. Cum vă explicați restanțele la plăți față de anumiți furnizori de servicii publice? Am auzit că și la Clubul Minaur sunt restanțe financiare mari. Am auzit că și în... Acestea nu trebuie discutate în Consiliul Local Baia Mare? Ba da. Chiar în ședința următoare mi-am propus să pun anumite întrebări în direcția asta. Noi am cerut printr-un proiect de hotărâre transparența financiară prin care să publice cantitatea de bunuri și servicii și plățile efectuate în vederea acestor achiziții, dar din păcate momentan primăria nu a respectat hotărârea de Consiliu. Urmează să demarăm pașii necesari pentru a se respecta această hotărâre. Foarte greu să, anumite hotărâri, foarte greu să fie puse în operă, că nu se vrea, se driblează practic cu ele. Vom face pașii necesari ca să forțăm lucrurile astea. Mai vreau să vă mai spun un aspect. La Clubul Minaur am propus un amendament prin care Clubul Minaur, ca să știe toți băimărenii, a fost practic jucăria sau, cum să zic eu, clubul pe persoană fizică condus de domnul Cătălin Cherecheș. Cum? Păi foarte simplu. Acolo conduceau 5 oameni. Da? Consiliul de administrație era format din 5 oameni. Doi oameni erau numiți de domnul Cătălin Cherecheș, doi de Consiliul Local, care prin partidele respective erau practic tot numiți de el. Și plus directorul care asta face primarul, nu? Orice primar trebuie să facă. Trebuie să numească. Păi e ca și cum am avea un club de fotbal, plătim toți, dar eu decid tot ce se întâmplă acolo. Nu, acel club Minaur este finanțat de Consiliul Local Baia Mare. Și el trebuie, numirile în Consiliul de Administrație obligatoriu să fie făcute de către Consiliul Local Baia Mare. De ce? Pentru că acolo sunt reprezentantul dumneavoastră, a tuturor, practic, a tuturor băimărenilor sunt reprezentați în Consiliul de Administrație. Domnul Cătălin are un anumit procent din votul electoratului. Dar în momentul în care o persoană fizică îi se dă toată puterea de a conduce un club așa cum dorește ea, evident că se nasc și suspiciuni și poate că lucrurile deraiază. E normal ca lucrurile să revină la normal, aceste jucării ale grupului de interese trebuie într-un fel obturate, găsit soluții prin care ele să fie administrate într-un mod transparent și public de către entități votate de toată populația și trebuie să activăm niște pași în direcția asta. Am propus acest amendament să schimb structura, s-a votat, mulțumesc colegilor consilieri, s-a votat la limită, dar s-a votat, e un pas înainte, urmează numirile, va fi un nou pas și așa mai departe. Dacă vom reuși să facem pas cu pas, să îndreptăm măcar cheltuiala banului public, dacă n-am reușit prin buget, da? Și în buget de ce n-am reușit, doamna Mica? N-am reușit în buget pentru că... De ce? Pauză de publicitate. Nici nu ne mai întrebăm de multe ori de ce n-ați reușit. Revenim și cu alte subiecte.